Dar e o plăcere să stai de vorbă cu membrii Lions pentru că au stofă, au venit la Sydney, a fost o bucurie pentru acea echipă care a participat la Congresul Internațional Lions, care s-a ținut anul trecut la Sydney, de unde au venit din toate țările, o mulțime de lume, sute, mii, poate zeci de mii. Și totuși grupul românesc a fost un grup foarte aplaudat și foarte bine văzut acolo. Desigur, doamnei, grație doamnei Rodica, dar totodată și celor care au făcut efortul să ajungă până acolo. Nu credeți că toți Lions și sunt foarte bogați și acum au venit, că ce contează, că au zis, sunt mulți, nu înțeleg. Nu este nicio grupare secretă, este o grupare de ajutor. Clubul Lions, acum vorbesc de dânsa puțin, clubul Lions, când au fost dezastru acela în Japonia, a ajutat cu bani grei, așa adunați cu bucățica, să le trimite o școală, parcă le-ați trimis.